Stimați prieteni, ascultați în reluare un program difuzat pe undele Radio România Internațională. Radio România Internațională. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție Publicații Românești din Lume, o ediție care este dedicată și de data aceasta numărului 3, iulie-septembrie 2019, a revistei culturale Mediatan. Este o publicație trimestrială, ne va spune mai multe despre conținutul acesteia domnul Costin Tuchină, colegul meu de la teatră. Iar prin telefon îi vom avea pe directorul fondator Rudi Rot și pe doamna redactor șef adjunct Pușaro. Dar lucrurile se vor întâmpla la momentul respectiv. Bine ați venit, domnule Costin Tuchină. Bine v-am găsit, doamna Simona Galeanu, și vă mulțumesc pentru această invitație care mă onorează, care ne onorează pe noi, Asociația Culturală Leviathan, editorul publicațiilor Leviathan, site-ul leviathan.ro și așa cum a spus, revista trimestrială Leviathan, care iată a ajuns în al doilea an, la numărul al treilea, iulie-septembrie 2019, la cea de-a patra ediție a ei, pentru că primul număr a apărut la sfârșitul anului 2018 și a fost dedicat centenarului Marii Unii. Să spunem că ați intrat într-o nouă epocă începând din acest an, 2019. Am putea să spunem așa, poate că epocă este mult așa, epocă în general, dar sigur într-o nouă perioadă. De fapt, de la bun început, noi ne-am propus ca această revistă să apară trimestrial și iată, ne ținem de cuvânt, au apărut anul acesta trei numere, spun, au apărut, pentru că numărul acesta, al treilea, iulie-septembrie, este astăzi când înregistrăm în tipografie, când ascultătorii vor fi pe recepție, numărul va fi deja apărut, ediția tipărită a revistei, apoi ediția online. Cei care sunt familiarizați cu site-ul nostru, leviathan.ro, care funcționează neîntrerupt în regim de cotidian cultural din 2018, știu că avem acolo o pagină și articole dedicate promovării acestei reviste. Revista, deci, poate fi citită atât în ediție tipărită, pe bază de abonamente sau cei care o cumpără sau cei care o primesc gratuit și, sigur, și în format online. Ne-am gândit că totuși e bine să rămână și pe internet pentru cei care nu și-o pot procura.